Instanța a hotărât că arborarea steagului Ungariei și a celui secuiesc în incinta și pe fațada primăriei Miercurea Ciuc este nelegală. Tribunalul Harghita a admis acțiunea Asociației Civice pentru Demnitate în Europa și l-a obligat pe primarul municipiului Miercurea Ciuc să îndepărteze toate steagurile, cu excepția drapelului României și cel al Uniunii Europene, din incinta și de pe fațada primăriei Miercurea Ciuc. Instanța a constatat astfel arborarea nelegală a drapelului Ungariei, a steagului secuiesc și a steagului municipiului Miercurea Ciuc în incinta și pe fațada primăriei Miercurea Ciuc, potrivit ziar Harghita.ro.